dă-i cu șprițul până la ziua. Pe șoseaua gâtului. Cheful suprem. Să se ajungă până în suflet. Comedie radiofonică de Tudor Mușatescu. Și să-i stingă focul lui. Iată buletinul de identitate al acestei lucrări. Timpul precis în care se petrece acțiunea. Acum 30 și ceva de ani, în ziua de anul nou, după masa de prânz. Decorul în care aceasta se desfășoară. Un salon de cel mai perfect prost gust în casa industriașului Mișu Târtoșide, coproprietar al unei mari fabrici de textile și anume Firul Vieții. Personajele: Penelope Târtoșide, gazda. Acum 10 ani am primit tot pe cei 37 pe care i-are și astăzi. Mișu Târtoșide, găzdoiul, soțul său. Târtoș, așa cum îl arată și numele. Are picioare scurte ca de pian și capul mare cât un mertic de ovăz. Maca, rezumat de la Andromaca, fiica lor și tragedia familiei. Nae Ragasonescu, asociatul lui Mișu Târtoșide. Un fel de putină cu pantaloni, mâncăcios ca un pluton de recruz după instrucție și libidinos ca toți ludovicii Franței după istoria galantă. Agata, soția lui Ragasonescu. O mitocancă bogată, planturoasă și plină de sex appeal, cum se laudă domnia sa, când vrea să facă pe culta în societate. Madu, fiul lor. De fapt îl cheamă Radu, dar fiind cepeleag, nu poate pronunța pe R. Drept care zice Madu în loc de Radu, mamă în loc de ramă, maci în loc de raci, amom în loc de amor și așa mai departe. E foarte mai cu doamnele, respectiv crai, fiindcă are parale berechet. Adică ame pamale bemechet, cum însuși se exprimă. Doctorul Pruncu, medicul cumant, pardon, medicul curant al celor două familii. Coana Esmeralda, soacra lui Târtoșide. Și nu o să schimbe tocmai ea legea eternă a soacrelor. E, și cu acestea spuse, poftiți vă rog în salonul familiei Târtoșide. Penelope, dragă, ne-ai poftit la masa resturilor, nu? Dar văd că-mi pleșnește nasturii la vestă de cât am mâncat. Fiindcă cea mai bună masă de pe lume, dragă, n-aie, este dejunul din ziua de anul nou, când se mănâncă toate resturile de la masa revelionului de la ajun. Sunt de pui că în afară de rămășițele pământești ale anului defunct, Goana Penelope ne-a mai dat și ciupercile alea cu smântână. Proaspete preparate special pentru noi, intimicații. Extraordinar a fost Goana Penelope. Și acum mă mai link pe buze ca Hector la măcelărie. Haide, ești dumneata drăguț doctor și vrei să-mi faci complimente? Fiindcă am apucat să vă spun că le-am pregătit eu. Apropo de ciuperci, Penelope, dragă, tu cum le încerci ca să fii sigură că nu sunt otrăvitoare? Da, chiar, cum să... Da, tu? Ei, eu le încerc mașer în cel mai clasicism dintre moduri. Care? După ce le curăț și le dau în trei ape murdare, că la patra nu mai le limpezesc, pun o linguriță de argint în cratiță. Și dacă lingurița se negrește în compoziție, înseamnă precis că ciupercile sunt otrăvitoare și le arunc la canal. Vax! Dar de ce vax, Coana Esmeraldo? Fiindcă nu mai există lingurițe de argint veritare. E suflate numai cu argint pe deasupra. Și pe dedesubt tinichea marcată. Și atunci, mamă mare, mata, cum le încerci? Așa cum le-a încercat neam de neamul meu. Ia să auzi. Care, afară de morți, de moarte bună, ca pleomonie sau altfel de decesuri, n-a murit nimeni din ciuperci. Și maică ta a învățat de la mine cum să le încerce. Adică cum, Coana Esmeralda? Da, e!
Te bași tu într-ale gospodăriei, tu vezi de cifrele tale. Hai, hai, pe de Ropescu, da. Ia, spune-mi și mie cum te-a învățat cu Ana Mare să încerci ciupercile ca să vezi dacă nu e otrăvite. Dragă, e foarte simplu tu. Așa. Eu, după rețeta pe care o am de la mama tu și care, slavă Domnului, noi mâncăm ciuperci în fiecare zi aproape, când ne aduce de la țară după ploaie. Nu le cerc nici cu lingurița de argint, nici cu cărbun stin și nici cu țipirig. Cum adică cu țipirig? Eu știu că țipirigul se pune la sonerie. Păi tocmai gata, dragă, metoda țipirigului ne-a rămas de pe vremea romanilor. Adică, dragă, pui o linguriță de țipirig de la sonerie în cratița cu ciuperci și dacă încep să sune, ia alarmă. Adică sunt otrăvitoare. Iar dacă nu scot nicio vorbă, zice că poți să le gătești fără nicio grijă. E comestibile. Sunt nenemișile, că e mai multe. Nărăd ești, mamadule. Sigur că e mai multe, că nu o să prepare o singură ciupercă. Supt, mamă. Ia, nu mai face tu, domnul Madu, pe jurisconsultul cu mine, după ce ai rămas repetent toată viața ca tacto. Când a rămas repetent, gata. Da, nu știi ce vorbești. Eu nici n-am învățat cartea, așa că fără calomnicăru. Domnul Madu, ca să ne lămumim, am zis e, fiindcă sunt numai una. Adică e destul să fie numai o singură ciupercă otrăvitoare ca să le contamineze pe toate celelalte de microbi mortali. Nu, nu, nu. Să nu mai faci pe adicționarul cu mine că nu se prinde. Penelope, spune, dragă, cum le încerci. Lasă-te, dar nu mai fii tu atât de pedant, Madu. Vorbim cum putem, că suntem în familie. Ce-i tot, dai zon? Cultuma e necesară în toate împrumejumămile vieții. Mă rog, eu nu mă iau decât după sistemul mamei. Așa, adică? Ei, adică tu, eu prepar ciupercile așa cum mi le aduce de la țară. Da. Sau cum le cumpără bucătărea sa din piață sau de la precupeți. Da. Și după ce mâncarea e gata, indiferent de modul în care sunt preparate, cu un ceas înainte de a le servi la masă tu, îi dau câinelui să mănânce o porție dublă. Chiam dacă câinele e de masă? Chiam. Da, și? Și dacă în acest ceas, că atât e termenul legal pentru otrăvire, câinele nu moare, aduc absolut fără nicio grijă ciupercile la masă. Nu există pe lume nicio rețetă mai sigură ca asta. Infailibilă, vorba lui Dosoftei al meu, că era mort după ciuperci. Da, cult? Perfect. Dar dacă n-ai câine la dispoziție, ce faci? Foarte simplu, drăguță. În loc de ciuperci, faci niște jumări și le dai în locul lor. Păi, că ce, oul nu-i tot legumă din neamul ciupercilor? Oul e animal, coană mame, că face pui. Ciupercile sunt plante, că se înmulțesc prin ploaie și zamzavagiu. Și ciupercile pe care le mâncarăm noi adineaori tot așa le-ai încercat, Penelope? Da, firește, singura metodă pe care o aplic de când m-am măritat. Zestre de la mama, care e bucătăreasă veche. Mersi de compliment. Game va să zică, tati Penelope, ești fată de bucătămeasă, mă așem. Ce? Ce? Ce este? Ce făi? Ce zbemi așa? Cine te-a spemiat? Câinele! Care câine? Al nostru, Rex, a murit! Bună! Dumnezeule! Leșin! Am umit, Max, nu știi ce vombești! Adineauri, a făcut de dor! Și gata, s-a decedat pe loc! Dumnezeu să-l ierte, cum a făcut Huck! Și înainte să servim la masă ciupercile, când i-am dat porția lui, era așa de vesel și de jucăreț, sărac! Parcă nu i-a fost dat bună, domnul Madu, și parcă știa că e ultimii ciuperci pe care le mai mănânc. Nu mă aveam cu el, Doamne! Mai bine decât cu bărbatul meu, care mă lătra toată ziua. Păcă în Rex, sărăcuțu, nici măcar nu m-am râit vreodată. Fără el, am rămas mai văduvă decât la capurea bărbatul. Flomico, mie mău, doctor mău. Ce rețetă, Coane Esmeraldă, să-ți fie cu tot neamul de la care ai învățat-o, cu tot. Ați scăzut așa cloșcă ca blendele, mă. Nu vă-i rușine? Uitați-vă la mine. Eu sunt cea mai bătrână dintre toți. Și deși mai am cel mai puțin de trăit, nu-mi pierd compătul. Eter! Repede, că le-ai
puțin de tot, tu! Eter ca mor! Etem, mepe de etem! Zeter, bă, zeter, bă, lapte! Să aducă lapte, că e sfârna ce pierd! Florico! Flamico! Florico, aduce-ți repede oala cu eter! Ăsta, oala cu lapte, zic și eu! Ce lapte, minciune! Ce lapte! Doctor, să vină doctor! Păi n-avem doctor aici, nu e doctor aici, nenea doctor Pruncu, nu? Și chema salvarea, repede! Și pe toți doctorii din București, și băieți din străinătate, și toate salvările din lume! Salvarea! Dau tot ce am, avere, fabrică, tot! Repede, doctor, repede, că tu te pricepi la morți! Dă telefoane peste tot, nu sta așa cu brațele încrucișate! Vă rog, vă rog, din nenorocire, totul este deprisos! Totul este deprisos! Da! Da. Doctor, având în vedere că de când am mâncat ciupercile, au trecut peste două ceasuri, nu mai avem nevoie nici de doctori, nici de salvări. Adică niciun medic nu ne mai poate scăpa și nici salvarea nu ne mai poate salva. Domnilor, condițelor, ireparabilul va începe în scurt timp să se producă. Cum adică? Inutil să ne mai chinuim, să suportăm spălături. Da, spălături. Cu alte cuvinte, ne-am spălat pe pod de viață. Nenorocire, da. Da. Și singurul ajutor pe care vi-l pot da ca doctor e un sfat. Nu medical, că ar fi deprisos, ci unul psihologic, ca să zic așa. Și foarte prietenesc în același timp. Adică noi toți ne trăim acum ultimile clipe din viață. Să ne păstrăm calmul și să privim moartea în față, așa cum am privit și viața. Chit sau balenă, adică. Exact, Coana Mare, exact, chit sau balenă. Așa că, iată ce vă propun eu, atât ca medic, cât și ca prieten de votat. Ce s-ar ciupercile să-ți fie, Coana Penelope? Ciupercile mele, pregătite de mâna mea. Vă rog, ascultați. Peste puțin ne vor apuca durerile atroce. Ale face-mi. Ale otrăvimi. Ale otrăvimi. Așa. Am în trusa mea, de care nu mă despar niciodată, câteva fiole cu morfine. Morfine. Care ne vor ajuta să nu mai simțim aceste dureri. Morfine. Să trăiești, nene, doctore. Mulțumesc de orare, Coana Esmeralda, dar nu mai am când. Cam care ar fi, doctore, dragă, maximul de timp până când... Pardon de expresie, o să dăm ortul. Asta e, totul e să nu simțim momentul când se apropie. De aceea vă propun să facem un chef. Uma! Bravo! Uma! Lasă una, bravo, beție generală! Cel puțin dacă tot murim, să murim beți morți. Mumim beți morți. Va fi cheful nostru suprem. Bravo, da, dar meu, nu vreau să mor. Nu vreau să mor. Parcă te întreabă cineva. Mor eu că sunt mamă, dar tu care ești un moft. Da, eu vreau să mă nuci singură și mi-era frică. Zi, mergi, maică, că acum nu mai ai de ce să-ți fie frică. Te sinucide ciupercile. Foarte bine. Sună, dragă, pe Penelope, spun. Sună să vie toate slujile. Să deșerte toată pivnița și să golească toate cămările. Să gâlgă vinul și să pocnească șampania. Să ne spălăm cu coniac franțuzesc pe mâini în loc de spălături de salvare. Trăiască cheful suprem! Acum, la un chef suprem ca ăsta, nu se poate să n-avem și puțină muzică. Da. Pune tu la patefon un marș funebru. Pune marșul funebru de Chaplin. Nu! Din contra! Ce? Să punem muzică cât mai veselă, ca să plecăm de pe lumea asta cât mai bine dispuși. Așa. Și acum, treceți pe rând. Să vă fac morfina! Da, morfina! Bravo, nouă! Trăirem să ne vedem și morți! Alam să-ți fie cu oră smeraldă, dar știu că le bei! Pe nerăsuflate! Da, de ce să mă stropească popa cu vin pe deasupra și să nu mă stropesc eu cu vițchii pe dinăuntru? Ai dreptate, mamă, prudeți! Brudersaf! Brudersaf! Hai, dragă, ce le facem gustul defuncților ăsora?
și să bem cum vor ei. Brodalșa! Mama, mame, mudăm șaf. Ei, brodalșa! Că așa îi plăcea și lui Dosoftei al meu, Dumnezeu să-l ierte. Da. Hai, da să beau jam. Așa. Și fiindcă Penelope, mamă, da, fiindcă suntem acum la un pahar de, cum n-ai mai zice, de vițchi de ăsta. Da. Înainte de a muri, vreau să-ți fac o confidență. Care, mamă? Tu știi cine-i tactu? Sigur că știu. Tata, cine să fie? Dostoievski, Dumitrescu. Vorbe. Dosoftei al meu a fost în căsnicia noastră, numai ce i-am făcut eu la cimitir. Bust! Așa că, taică, tu de fapt, mama, a fost... Mama, te rog, știi? E, hai dreptate. Mișule, mai toarnă-mi unul de ăsta de vițchi. Dar fără sifon, că-mi face gaze. Ce bine pare că sunt fata mare și că voi muri fără a-i spăși. Moamtea ne vine, dar nu ne pasă. Moamtea acum noi o domim. N-a nenomogit, n-a nenomogit. Maca, dragă, cum poți să spui așa ceva? Înțeleg eu și cu maica ta care suntem cu 2-3 ani mai mari ca tine, tată. Tu să te bucuri că mori fără tinerețe. Cred că ai băut prea mult. Mă bucur și dau din coadă că mor, fiindcă ăsta este adevărul, tatea, gata. Tu, tocmai tu, uite, înțeleg să te bucure că moare băta mare, că tot e pe ducă. Dar tu, fată de 20 de ani. De 20 de ani o-i fi-o, dar fată mai încet. Taci din gumă, te moc. Și dacă mă bucur că mor, este că odată cu mine o să moară și copilul. Alon, ce copil, mașer? Copilul pe care l-aștept să vie. Sunt copilul lui Madu. Care Madu? Ăsta. Mame, nonocit. Și Dumitale și al unenea Ragasonescu. Și tu, mamă, și dumneata, tata, ați știut? Că vreau să mă mărit cu Madu și v-ați opus amândoi ca niște fiare să ne căsătorim. Ca niște fiare, fiindcă tu, mama, ai spus că e copil de mitocancă și dumneata, tata, că e copil de parvenit. E și uite că copilul a parvenit și fără aprobarea voastră. Umișule, ai spus tu de mine că sunt parvenit? Da, în fața morții nu m-am dreptul să amint, doamne. Am spus fiindcă ești. Penelope, și tu, Penelope, ai spus de mine că sunt mitocancă? Parcă mai era nevoie să spun eu. Știi o lume întreagă și se vede cu ochii liberi. Îi trosnește căresteală, taică, tu în tine și ai și buza din față ieșită ca balcoanele caselor de zestre de la maica ta. Că acum, dacă tot e să murim, de ce să nu fim sincere și noi odată? Stai, am spus ale... I-a zis-o. Și asta cu balconul o știe de la mine, care în viața mea n-am putut să sufăr mitocane. Tu te legi de originea mea, Madame Târtoșide! Iată de răptor! Tu, nepoată de simigiu îmbogățit din plăcintă cu C și B! Camne și mânză, da, da! Că dacă nu te via unche, tu să-ți lase toată averea, nu te mai lua de nevaste scrobă, de bărbat-o! Mamă, mă cam acum în fața momții, ține-ți guma! Ține-ți guma! Ascultă-ne, petențoiule! Petențoi! Să înveți pe copiii tăi cum să se poarte în societate! Și să nu fii obraznic cu mine, că-ți dau o palmă peste gumă, de te fac bazorelief și treci vămile văzducului fără identitate. Mamă, ascultă, dragă domnule Ragasonescu, scumpul meu asociat, soția dumitale care o viață întreagă s-a dat în stampă, am înțeles să nu se lase de nărab și să facă același lucru și acum, în fața morții. M-a făcut excroc. Și ce, nu ești? În orice caz cu tine n-am fost în ceea ce privește asociația noastră. E adevărat, recunosc acum înainte de a mă înfățișa în fața judecății de apoi, că în ceea ce privește Agata, nevastă-ta, am avut anumite lipsuri față de ea. Ce? Dar de la lipsuri până la iscocherie e o distanță ca de la tine la mine, doamnă. Și ce lipsuri, mă rog, ai putut să ai dumneata față de soția mea? Dragă, să spunem lucrurilor pe nume. A
acum 5 ani când am făcut asociația noastră, eu n-aveam niciun alt capital lichid afară de mine personal. Acum tot mor, Ragasonescule, să mor cu conștiința ușurată. Eu i-am dat capitalul necesar ca să se asocieze cu tine. Cu ce dobândă? Morți, dar prea multe vrei să știi și tu, na? Cu ce dobândă să dă nevastă-mea banii, domnule Cârtoșine? Nu mă forța, dragă, să fiu măgar, mai ales pe pată de moarte. Însă tot ceea ce pot să spun cu mâna pe conștiință este că dobânzile pe care mi le pretindea nevastă ta s-au mărit, dragă, de așa natură, încât n-am mai putut să le fac față. Cu alte cuvinte? De ce cu altele? Cu astea pe care le-am spus. Mă specula, mă specula. Ce mai încoace încolo, îmi lua ultimul ban. Chiar și mărunțișul pe care trebuia să-l țin pentru nevastă mea. Măgamule. Pentru casă, adică. Și de-aia mă faci acum excroc, hai? Mușime. Excroc sentimental, valit. Mișule. Mușime. Nu mai fost tu în stare să mă înșel cu baldâra asta? Baldâmă, mama. Nu mai în interesul firmei, dragă Penelope. Ce bine îmi pare că murim. Ca să te văd mort din cauza ticăloșilor tale. Pardon. Cu alte cuvinte, iubite, domnule Târtoșide, ne cinstit casa. Din contră, domnule, ți-am cinstit-o. De acord. Drept care-ți voi rămâne recunoscător și pe lumea cealaltă. Mersi. Vreau și eu să-mi descarc sufletul. Mă rog. Domnule Mișu Târtoșide, scumpul meu prieten și asociat, da. Află acum în ceasul morții că furtul de 500 de mii de lei de la firul vieții n-a fost comis de nenorocitul ăla de contabil care stă în pușcărie degeaba. Și mine, asociatul și prietenul dumitare de votat, ca să-i cumpăr nevestetii lui Coara Penelope, vizonul pe care l-a câștigat Zexe la loterie și fără care nu mi-ar fi cedat în viața ei. Nu știi ce vorbește, trebnicule! A ști! Și cu ocazia asta afli și tu în cornorotele ca să știi. Deceți! Doamne, ce familie, ce prieteni, ce lume! Fete mari cu copii mici, că cel puțin eu am făcut-o pe Penelopea mea când era măritată. Cocoate, pești, bandiți și escroci, mi-e scârbă de lumea în care trăiești. Puștule, da, mame. Puștule, mai dă-mă un pahar de whisky de ăsta, că sunt enervată. Da, mame. Ce? Ce mai vreți? Veniți, vă rog, puțin până afară. Eu de ce să vreau? Fiindcă șoferul lui Don Castopol, ăla de peste drum, care ne-a călcat câinele cu mașina. Ce? Vrea să-l ridice din stradă. Și când am țipat la el și am spus că o să-l dați în judecată, a zis că să-i mâncați întâi coada câinelui și pe urmă se judecă, că el nu e dricar de câini morți. Ați ascultat Cheful Suprem, comedie radiofonică de Tudor Mușatescu. Distribuția a fost următoarea: Penelope, Virginica Romanovski, artistă emerită; Maca, Sanda Toma; Nae, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Agata, Nineta Gusti, artistă emerită; Madu, Demrădulescu; Esmeralda, Natasha Alexandra, artistă emerită; Doctorul Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; fata din casă, Rodica Țuțuianu; crainicul, Horia Șerbănescu; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Mihai Roman; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.